Roxandra Luca, mai stabilă ca niciodată acum cu 3 copii. Bună dimineața! Bună dimineața! Azi vorbim despre cum îmbrăcăm copiii, pentru că ea are toate vârstele de copii și are dreptul să vorbească despre asta, mai ales pentru că de curând ați hate-uit-o online pentru că a pus o fotografie cu aia mică, foarte mică, ci că era dezbrăcată. Ia să vedem dacă era în costum de baie, Ava? Prin acum vacanța din decembrie am pus poza asta cu Ava în decembrie, fără căciuliță, copil de 7 luni. Căciuliță? Fără căciuliță. La noi se punea batic sub căciuliță. Și exact, asta voiam să zic și eventual și o glugă deasupra. Ideea e în felul următor, că mi-au scris mamele, mă, dar tu chiar o ții fără căciuliță sau e doar de poză, e doar să dai bine? Mai îmi spuneau că, dar asta e trendul acum, mamă ce curajoasă ești. Și alte reacții de genul ăsta, sau nu-i protejezi creierașul. La vârsta asta, creierașul e în dezvoltare, trebuie protejat. Da. Ideea e în felul următor, nu contează nici trendul, nici n-are legătură cu cât de curajoasă sunt eu, contează câte grade sunt afară. Dacă erau 16 grade, era soare plin, se simțeau 20, sincer să fiu, eu mi-am și dat geaca jos imediat după ce am făcut poza asta. Cum era să-i pun copilului căciuliță? Deci te uiți, e foarte ok să ne luăm pe noi ca reper și eventual dacă e foarte, în momentul în care îmbrăcăm copilașul și dacă e foarte micuț, eventual îi mai pui un strat în plus de haine față de tine. Dar nu e nicio problemă, nu sunt o specie aparte, tot oameni sunt și ei, chiar dacă niște oameni mai mici. Ca un chihuahua de la care tremură tot timpul copilul și ar trebui el să aibă mai multe pe el decât, nu? E bine să-l îmbraci în straturi, dar nu e bine să-l înfofolești, okay. Pentru că transpiră și pur mă obții efectul pe care nu ți-l dorești. Și apropo de poza asta fără căciuliță, la vreo 10 minute, că am luat-o noi la plimbare prin băltoacele de la noi din comun, eram și în carantină, n-avem foarte multe opțiuni de locuri prin care să ne plimbăm, mă, și-a început să bată un vânt rece. Ce crezi? I-am pus căciulița. Nu se mai simțeau alea 16 grade. Eu, pentru copil, tot timpul merg dotată. Aveam de toate pentru ea. Pentru mine, nu. Și mi-au înghețat urechile. Deci, e în funcție de vreme. Nu e de curaj, nu e de nimic. Hai să-i tratăm ca pe niște oameni ce sunt. Dar fetele care pozează în moon boots și costum de baie de la munte în perioada asta, oare nu primesc și ele același hate? Dacă îți îngheață creiera... Hai să vedem și materialul. Bănuiesc că Roxandra s-a pregătit și cu părerile specialiștilor, că noi ca mame și mătuși sigur că putem avea păreri nenumărate. Povestim după. La ce să fim atenți în momentul în care alegem hăinuțele de iarnă ale bebelușului? La materiale. Bionic Finish este o testare foarte importantă ce are legătură cu impermeabilitatea produsului, gecii, combinezonului. Este cel mai înalt grad de testare a acestor produse outdoor. Este cel mai înalt grad de impermeabilitate. Sunt produse antivânt. Este foarte important, de exemplu, să alegem lână merinos, care știm că este un material respirabil, atât călduros, dar și termoizolant. Trebuie să fim atenți să nu zgârie pielea copilului, să fie testate, să nu conțină substanțe toxice, de preferat să nu fie groase, să nu se supraîncălzească în ele, un aspect foarte important. Nu înseamnă că cu cât este mai gros, cu cât este mai mare, mai voluminos, cu atât este și mai călduros. Țările scandinave sunt experte în îmbrăcămintea outdoor, pentru că, așa cum știi și de la mine, copiii fac grădinița afară, vremea este foarte capricioasă, vezi că vorbeam și mai devreme. Cum se simt? Se simt foarte subțirele, pentru că asta este ideea copilului. Are nevoie să se miște și să se joace, dar în același timp trebuie să fie protejat de vânt, frig, umezeală. Copiii noștri au făcut grădiniță afară, ambii, și am avut genul acesta de combinezoane. Uite, îți voi arăta, așa. Pe dedesubt au avut un colant și o helancă. Pe lângă acest combinezon le-am dat o cagulă, așa, și atunci erau foarte bine acoperiți, se alergau, erau foarte încântați că se pot juca toată ziua. Și mai e ceva, când îi scoți afară, indiferent de vreme, trăiesc mai sănătos, iar eu pot să-ți confirm că sunt foarte rar bolnavi. Cam câte ore rezistau copiii tăi așa îmbrăcați în aer liber? Toată ziua.
toată grădinița ziua. Era afară toată ziua, mai intrau înăuntru poate să cânte un cântecel sau să ia o gustare și prânzul, dar ei stăteau afară toată ziua, de dimineață, de la 8 până după amiaza la 4. Și câte grade arătau la voi termometrele? Depinde acum, minus 10, dar depinde în ce perioadă. Hai să zicem minus 10, minus 15 grade. Cum protejăm de frig bebelușii? Pentru că ei nici nu se pot mișca, nu aleargă. Asemenea copilașelor mai mari? Există câteva opțiuni. Putem să vorbim despre saci pentru cărucior. Există saci universali care se folosesc la toate tipurile de cărucioare. Genul acesta de sac, de exemplu, poate fi folosit 3 ani de zile datorită dimensiunilor pe care le are. Există și opțiunea de a avea un alt gen de sac pentru cărucior, genul acesta, care, așa cum îl vezi, arată ca un sac de cărucior, sau dacă îi desfaci fermoarul, îl poți transforma într-un combinezon. Astfel, nu este nevoie să ai cizmulițe, nu este nevoie să achiziționezi separat mănuși. Pentru cei mici recomand căciulițele, pentru copiii mai mari recomand cagulele. Un bebeluș nou născut nu va fi niciodată foarte încântat să aibă o cagulă. Dar genul acesta de căciulițe, lână merinos sau fesurile ajută foarte mult în această perioadă. În sezonul rece nu îți recomand să folosești combinezoane și geci foarte groase atunci când instalezi copilul în scaunul auto, pentru că nu îți va permite instalarea corectă. Poți folosi, de exemplu, o geacă termo. Sunt subțirele, mențin temperatura constantă și vei putea aprinde centurile cât se poate de sigure pentru copilul tău. Eu mi-aduc aminte că în epoca noastră, când se îmbrăcau copiii cu ciorapi cu chilot, cum se cheamă, băieți, ștrampi. Dar eu am încă. Asta este treaba ta, ce faceți acasă, că de-aia faceți mulți copii. Dar abia atunci lumea se dezmeticea, 86-87, și știu că ai mei râdeau de cei de la țară care încă mai puneau batic sub căciuliță băiețeilor. Mamă, cum arăți? Stai că nu mai știu care era primul, baticul, nu știu, după aia căciuloiul. Eu nu știu asta. Da. Că puțin mai tânără fix cât să fi trecut de... Și știu că ai mei, vezi, doamne, râdeau de cei mai în vârstă că îi înfufoleau. Dar de atunci au trecut foarte mulți ani și tot nu ne-am reglat. Oricum, ți-a spus care e visul meu, cum ai întrebat de vacanță. Visul meu este să am un copil pe care să-l pot bloca la o vârstă de 2 ani jumate, 3, când nu mai e bebeluș, dar chire e tare, și să-l duc să vadă Machu Picchu, Caraibii, Maldivele. De ce? Vreau să fiu un copil foarte bogat intelectual și vreau să mă răzbun pe toți părinții care în avion decid să circule 9 ore jumate spre 12 ore cu un copil care nu înțelege nimic despre vacanța aia. Lasă-l cu maică ta, cu bunica sa. Sau nu merge 2-3 ani în vacanță. Mă așteaptă 2-3 ani, că după aia înțelege Machu Picchu și ăla micu. Să știi că depinde de copil. Sunt oameni care au bloguri de astea de călătorii și care chiar călătoresc de la 3 luni cu copii. Sau, mă rog, călătoreau când nu era pandemie și le merge bine. Nu, depinde de copil. Și de familie și de multe variabile. Dacă a deturnat un avion și noi ne vedem și la anul în același avion, a cui e vina? Bun, nu zic nimic, o să mă urască mămicile copii. Să stai tu acasă cu... Nu, e vorba de un an, doi, maxim trei. Dacă ăla micu face tantrumul fix pe culoar când trece căruciorul, e un pic cam greu pentru ceilalți pasageri. Copilul n-are mare vină. Eu pe Albert înainte de 9 ani nu l-am luat și pe ăsta mic la 5 ani, dar nu mi-a fost ușor. Iată, nici 9. Știu. 3 anișori să vadă. Vreau să vadă Machu Picchu, bă. Nu mă interesează. Mă întreabă cineva în avion, dar de ce duci un copil de 3 ani la Machu Picchu? Vadă Machu Picchu. Leagă-nu civilizație. Eu nu știu nici să spun.